de celulă, acestea, ceea ce ați văzut în partea cealaltă și aici, sunt două secții celulare. Sunt celule mai mici decât cele de la reduit. O astfel de celulă, în cea mai mare parte a timpului, aici la Jilava, adăpostea permanent între 50 și 70 de oameni. Iar în perioadele de supraaglomerare, numărul creștea. O să credeți, o să spuneți noi, n-au cum să stea permanent atâția oameni. Nici eu n-am crezut. Dar nu erau aceste paturi. Aceste paturi au fost aduse după 1968-70. În perioada deținuților politici, adică până în 1964, toate celulele aveau priciuri. Adică, ce sunt priciuri? De cei care ați fost la cabane, la munte, știți? Niște paturi de scânduri, așa ca niște rafturi mari, puse pe niște capre de lemn și pe care stau oamenii domn la rând. Se numea și țambal. Și cum? Se numea și țambal. Și țambal, exact, da, da, da. Și deasupra mai era încă unul, adică erau două rânduri de priciuri. Așa, în partea asta și în partea asta. Iar oamenii dormeau la grămadă. Cei care veneau mai târziu erau niște cutume ale sistemului penitenciar. Cei care veneau mai târziu în celulă, pentru că să știți că nu stăteau foarte mult într-o anumită componență în celulă. Periodic, la perioade scurte de timp, erau luați deținuți de aici și duși în alte celule, luați din alte celule și aduși aici. Asta se numea în limbajul gardienilor pritocire. Îi pritocea, îi amesteca în permanență ca să nu aibă timp să uneltească, să se organizeze, să facă rezistență. Ce Dumnezeu rezistență să mai faci când erai păzit de jur împrejur și erai nemâncat și bolnav și vai de tine? Este absurd. Face parte din nebunia despre care vă spuneam. Mi s-a povestit, povestesc foștii deținuți politici, că stăteau la rând și se întorceau de pe o parte pe cealaltă când noaptea voiau să se mai întoarcă, că te dor oasele la un moment dat, striga unul. Toată lumea pe partea cealaltă. Hai! Și se întorceau pe partea cealaltă. Asta era situația. Sunt lucruri greu de crezut. Aici vedeți și lanțuri. Vedeți? Aici sunt lanțurile. La final o să vă uitați să vi le puneți un pic așa la mâini sau să vă gândiți câte kilograme purtau la mâini și la picioare. Aceste lanțuri erau nituite, nu erau cu șuruburi. Adică atunci când un deținut era băgat la pedeapsă sau atunci când era transferat la o închisoare la alta și se puneau aceste lanțuri, era adus, erau niște fierari, țigani, mă rog, ce erau români, și băteau niturile cu barosul pe o nicovală. Și de multe ori, mai din greșeală, mai din rea credință, loveau și peste încheietură. Oricum, după câteva ore de purtat asemenea fiare la mâini sau la picioare, apar rănile. Răni care se infectează și de aici toată... Așa, eu am avut, de exemplu, un unchi care a făcut 10 ani de detenție și a stat multă vreme la aiud în lanțuri și un frate de-al bunicii mele și care avea semne, avea niște cicatrici la mâini și îmi spuneau fetele lui că și la picioare. Regimul de detenție, regimul unei zile începea, ziua începea la ora 5 când se dădea scularea și pe parcursul zilei trebuia pe cât posibil să stai dacă era loc, că uneori se stătea pe priciuri, dar trebuia să stai pe cât posibil în picioare și să nu stai rezemat de pat sau culcat în pat. De asemenea, era interzis să vorbești, să cânți, să faci tot felul de manifestări de genul acesta. Atunci când se purtau discuții, atunci când se făceau anumite colocvii, pentru că erau mulți intelectuali, oameni de înaltă ținută, profesori universitari, academicieni, erau, aici era elita României, la oaltă cu elita de la sate, la oaltă cu elita țărănească. Și aveau loc tot felul de discuții. În general, aveau grijă și pentru că oricând putea să se deschidă vizeta și să fii prins. Și atunci, dacă erai prins, erai supus izolării, erai supus bătăilor, erau tot felul de sancțiuni. Gândiți-vă că aceste ferestre, cum vă spun, aveau geamuri, dar să zicem că deschideau geamurile, dincolo de gratii se găseau acele obloane de scândură, care făceau practic și mai grea intrarea aerului. Oricum, fiind aici, într-o zonă subpământeană, nu se face, nu vedeți că nu-i curent, nu se mișcă aerul. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum este o perioadă fericită, cea mai fericită. Întotdeauna, la sfârșitul verii și toamna, e perioada cea mai uscată. Și nu este apă deloc.
în mai, deci atenție, la sfârșitul lunii mai, început de luna iunie anul ăsta, am anulat anumite vizite cu elevi din București, pentru că erau zone inundate și pompele noastre nu făceau față. Spun pompele noastre pentru că sunt cumpărate de noi. Și mulțumesc celor din Fundația Iunga Vila Ogoranu, care atunci când se ard pompele aici la Jilava, în câteva ore pun mână de la mână și cumpărăm, mergem la Dedeman și cumpărăm alte pompe. Ministerul Culturii nu alocă nimic. Dacă am lăsat lucrurile așa, aici ar fi cea mai mare parte a anului apă. În unele celule o să vedeți, uitați că se vede locul până unde a fost inundat atunci când nu a fost pompă. Până aici ajunge. Da? Deci, practic, și asta combinat cu înghețul și cu dezghețul aduce la distrugere. Nu le pasă, vreau să vă spun. Și vreau să vă spun că ne-am lovit de situații în care este evidentă reaua credință. Gândiți-vă cum sunt amenajate și puse în circuitul turistic lagărele naziste din Polonia, din Germania, cum sunt amenajate și puse în circuitul turistic fostele închisori ale Stasi din Germania de Est, închisorile securității din Budapesta, din Cehia și așa mai departe. Dacă ei ar fi avut așa ceva, cu siguranță că făceau un lucru extraordinar. Din păcate, în România, tot ceea ce ține de memoria luptei anticomuniste continuă să fie ținut în ocultare. Astea, noi și cu alte ONG-uri facem genul ăsta de vizite și astea sunt singurele chestiuni care se fac. Nimic altceva. Bun, să mergem mai departe. Eu aș vrea acum, dacă aveți dispoziție, aș vrea să o ascultăm pe doamna Manolescu. Poate îi dăm scăunelul domnului, ca aici o să fie o mică... Așa. Puțină lumină avem? Hai să o punem pe dânsa. Doamna Manolescu, veniți.